contractate în mod normal și spune domnul Oprișan la un moment dat că pentru o iarnă normală în județul Vrancea funcționează 29 de utilaje. Pentru o iarnă ca cele din ultimii 5 ani. Ei bine, domnul Oprișan și, mă rog, probabil că și prefectul, ca să nu-l omor așa din start pe domnul prefect, că se supără domnul Oprișan, a cerut ajutor la CNADNR. CNADNR-ul i-a oferit Consiliul Județean Vrancea și, mă rog, oamenilor din Vrancea, maximum 8 utilaje, dintre care înțeleg că unele erau stricate. Asta un prim lucru, iar domnul Oprișan s-a apucat să contracteze după ce a primit banii. Cele 29 de utilaje erau ale Consiliului Județean pentru drumurile județene, sau erau 29 de utilaje în 80 de localități cât are domnul Oprișan? Că nu prea înțeleg. Pentru drumurile județene. Ale dânsului pentru drumurile pentru județene. Drumurile atât județene. Are dânsul, 29 de utilaje. 29 de utilaje. Ale dânsului s-au contractate, când asta nu înțeleg. Pentru astăzi, domnul Oprișan se aștepta la 145 de utilaje. Domnul Berca,